Bună ziua! Astăzi vă prezint noul model de la Samsung, Monte Bar. După cum vedeți expus aici sus, face parte din gama Samsung Monte. Sunt trei modele, Monte Slider, Monte Bar și Monte Simplu. Acesta este cel din mijloc, Monte. Mai are și un nume de cod, S3550, deci Samsung GT S3550. Un telefon nu foarte scump, cu o cameră de 2 megapixeli. Îi observăm și difuzorul separat pentru MP3, ceea ce este un lucru foarte bun. Jack-ul de 3,5 mm sus. Butoanele de volum pe lateral. Jos observăm microfonul. De desfăcut nu putem să-l desfacem, va fi arătat și interior. Nu prea ne oferă nici această prezentare de Samsung aici la Mobile World Congress. Foarte bine finisat, este un plastic de foarte bună calitate. Cu toate cred că nu va fi un telefon foarte scump. Este din gama de mijloc. Haideți să începem să-i facem o scurtă caracterizare. Este un meniu foarte simplu, nu are un sistem de operare. Meniu de convorbiri, phonebook, agenda, cred că 1000 de numere. Nu prea vă pot da detaliile foarte clare, deoarece aceste telefoane sunt în primă vizualizare. Însă când le vom primi și noi în shop-ul nostru, vom face un review amănunțit. Acest model va apărea în luna aprilie pe piață. Despre sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai, va apărea și la noi în shop. Un meniu simplu, după cum vedeți. Am ajuns deja la muzică. Vedem dacă găsim o melodie. Să vedem efectiv cum se aude difuzorul. Melodia clasică de la Samsung. Este un difuzor normal. Nu excelează, dar nici nu se pune problema pentru că nu este un telefon dedicat multimedia. Meniul My Files este cel clasic de Samsung, unde putem stoca imaginile, videoclipurile, sunete, melodii și așa mai departe, meniul de mesaje, internetul. Este un telefon lipsit și de 3G, lipsit și de wireless, bineînțeles. Vedem imediat dacă are și Bluetooth. Meniu de organizator, camera de 2 megapixeli. Întreabă întâi să dacă oprim music player-ul. O poză clasică, o cameră clasică de 2 megapixeli. Nu-i putem cere prea multe lucruri. Ajungem și la meniu de comunicații, Bluetooth Messenger, comunitățile, Instant Messenger. Meniul de setări, care este un meniu clasic de Samsung. Meniul de downloads, unde downloadăm tot de pe internet. Aplicațiile, haideți să vedem ce avem pe aici. Avem shortcut către Google, avem un FM radio, cred că este RDS, bineînțeles cu RDS și stereo. Ne trebuie să automat căștile, să le conectăm. Joculețe, să vedem, sunt destul de multe. Dar asta nu mai este o problemă și dacă nu avea, putem să downloadăm. Recorderul Bluetooth, cum am spus mai devreme, varianta 2.1, toate gama Samsung Monte. Cronometru, shortcut către Movistar, suntem în Spania, sunt cartele introduse de la Movistar. Și am cam terminat meniul, cum am spus, fiind foarte simplu. Ce mai avem pe prima pagină? Butonul din mijloc, putem face shortcut pentru el, shortcut în dreapta pentru contacte, meniu în stânga. În sus avem acest meniu, după cum vedeți. Ne putem crea noi câte shortcut-uri vrem. Urcăm sus și în momentul când selectăm o icoană, apăsăm butonul din mijloc și intră direct. Seamănă parcă cu Nokia, cu un ecran de Nokia, acest model. Au copiat oarecum un pic. Cam acesta este Samsung S3550 Monte Bar. Un telefon care nu cred că va costa foarte mult. Este foarte plăcut datorită acestui combinație de culori. Bănuiesc că vor fi lansate și alte combinații. Samsung întotdeauna ne-a obișnuit cu foarte multe palete de culori la telefoanele lor. Cam acesta este despre Samsung S3550.